Bună ziua, stimați telespectatori de CNews TV, stimați cititori de CNews. Omul momentului în studioul nostru este vorba despre vicepremierul Guvernului României, ministrul afacerilor interne, domnul Cătălin Predoiu. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua. Bine ați revenit la DCNews. Bine v-am găsit. Un lung șir de evenimente în acest moment, de asta spun că sunteți omul momentului. Intrăm direct în subiect. Acum trei minute, premierul Marcel Ciolacu, cu care colaborați, sunteți cea mai înaltă funcție guvernamentală pe care o are PNL-ul în acest moment, cere măsuri de control al drogurilor în școli. Asta după ce dumneavoastră ați propus acum câteva ore ca șoferii găsiți drogați la volan să aibă mașina confiscată și încă alte câteva măsuri din acestea foarte dure. Control antidrog atunci când îți iei permisul înapoi și alte lucruri de genul acesta. Cum apreciați declarația premierului Marcel Ciolacu? Cred că gândim la fel pentru că eu am propus aceste măsuri aseară. Asta acum 12 ore le-am propus deja și controlul în școli este adevărat cu acordul părinților, pentru că acolo nu poți face control dacă nu sunt și părinții de acord. Și deja am invitat mâine la ora 4 la Ministerul de Interne mai mulți colegi miniștri să discutăm revitalizarea unui plan care de altfel exista în ființă, un plan de măsuri pentru combaterea drogurilor și bullying-ului, fenomenul de bullying în școală, deci violență între hărțuire, violență între elevi, da. Dar să-l suplimentăm cu astfel de măsuri în domeniul combaterii consumului de droguri la minori. Deci ca să lămurim aspectul, ceea ce a cerut astăzi premierul Ciolacu, deja e anticipat și este propus de Ministerul de Interne, prin persoana mea, chiar de ieri seară, în conferința de presă am făcut acest lucru. Și confiscarea mașinii cu care se transportă droguri sau care este folosită de un șofer aflat sub influența drogurilor, se confiscă. Adică asta e ceea ce urmează să propunem ca legislație guvernului și parlamentului. Revenim puțin la școli, pentru că e foarte important. Acum, cred că o lună și jumătate, la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am avut o ședință cu tot activul IGPR-ului. Adică toată structura de comandă a Inspectoratului General Poliției Române. Și eu le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni, cred. Deci am peste 30 de martori. Am spus textual acest lucru, bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta e pierdută. Ce trebuie să facem este, sigur, să revitalizăm acest efort pe toate planurile, dar prioritar este să salvăm tânăra generație. 2 din 10 tineri între 15 și 24 de ani, conform statisticilor oficiale, au consumat cel puțin o dată droguri. 1 din 10 copii până la 16 ani în școli, 1 din 10 a consumat cel puțin o dată droguri. Deci de aici plecăm. Deci 1 din 10 în școli a consumat până deja. Până la 16 ani. Și între 15 și 25 de ani cât? 15-24 de ani, 2 din 10. 2 din 10. De aici plecăm. De aici plecăm. Sunt cifre înspăimântătoare. Deci plecăm de la o realitate criminologică schimbată radical față de acum nu mai mult de 10 ani. Da. Deci când, nu știu, eu am intrat în serviciu public, nu exista acest fenomen decât incipient. Pe de o parte, această realitate s-a schimbat. Abundența de droguri pe piață a crescut și în special substanțele psihoactive. Pe de altă parte, traficanții au proliferat. Și, de cealaltă parte, aparatul de aplicare a legii, hai să spunem, de combatere, ca să nu spun represiune, deși cred că e cuvântul pe care trebuie să-l folosim azi. Represiune, da? Să nu ne ferim de el pentru, eu știu, rațiuni de delicatețe politică a acestui fenomen, a rămas în urmă. A rămas în urmă și cantitativ și calitativ. Cantitativ e foarte simplu de explicat. Dau doar câteva cifre. Din 2020 și până în 2023, poliția română a pierdut, între ghilimele, adică au ieșit din serviciu polițienesc prin pensionare sau demisie sau trecere în alte profesii, aproximativ 31.000 de polițiști. Din câți? Din aproximativ 65. Jumătate. Au fost,
au fost înlocuiți de alți 25.000, deci dacă faci o socoteală aritmetică, rezultă un deficit în jur de 6.000 de polițiști. Ai putea spune, domnule, nu e chiar atât de grav. Este grav, din două motive. Pe de o parte, pentru că acest deficit e calculat la niște scheme de personal. Deci noi spunem 20% aproximativ deficit de personal. Raportat la ce? Raportat la o schemă. Păi când a fost gândită schema aia? Păi schema aia a fost gândită acum am de zile. S-a schimbat lumea. Strada a evoluat. Realitatea a evoluat. Fenomenul criminologic a evoluat. Primul lucru pe care trebuie să ne-l pune este dacă acele scheme mai sunt raportate, corelate cu fenomenul criminologic de combătut. De altă parte, deci dacă evaluăm corect, s-ar putea ca deficitul real, deficitul față de ceea ce ai nevoie în stradă, să fie mai mare de 20%. Da. Bun. Pe de altă parte, rata aceasta de înlocuire nu explică nimic vis-a-vis de calitatea celui care înlocuiește. Pentru că asta face ca acum în stradă, să vă spun, noi avem 25.000 de polițiști cu vechime sub 3 ani, deci cu experiență sub 3 ani de zile. Asta explică și abuzurile, da, pe care le comite poliția rutieră, cum să spun, deci, neglijența criminală, exact, a polițistului de la Mangalia care l-a lăsat să plece cu droguri în mașină. Au mai fost și alte cazuri. Deci, au mai fost și alte cazuri. Dacă tot vorbim de Constanța. Uite, în Constanța au un deficit tot așa de în jur de 16%, dar mai mult decât atât, 24% din activul polițienesc pe stradă, da, de la rutier, are o vechime sub un an. În Constanța? Da. Deci experiență sub un an. Deci polițiștii din Constanța, unde avem 200 vorbim de mii de oameni. Vorbim de rutier. Da. Unde vin 200 de mii de oameni pe weekend, da, în plus. Poliția rutieră, da, are sub un an experiență? Da. Ori la aceste realități nu s-a ajuns de la un an la altul. Adică eu nu vreau să spun indirect aici, știți, e de vină ministrul care a fost sau cel din spatele lui și așa mai departe. Nu. Nu. Această realitate s-a construit în 20-30 de ani. Pentru că ăsta e adevărul. Societatea are câtă poliție își permite. Își permite și câtă poliție au decis toate conducerile țării și achiziționați 30 și de ani în urmă. Și din sursă externă, înțeleg. În momentul ăsta nu luați polițiști doar de la Academia de Poliție, cum ar fi normal. Da, păi aici este un fenomen pe care l-am conștientizat și eu când am ajuns în minister, pentru că presați de aceste nevoi și aceste provocări, conducerile ministerelor succesiv au, firesc, au apelat la resursă externă. Aici problema este cât de repede o pregătești profesional. Și ajungi cu discuția la calitatea învățământului. Nu numai în Academia de Poliție, ci și pre Academie de Poliție. De-aia am și spus ieri o altă propunere pe care am făcut-o. Ca Academia de Poliție să intre într-un regim militarizat. În sensul că acolo să aplice reguli potrivit statutului polițistului de în momentul în care devii polițist. Este un lucru pe care îmi spuneau șefii poliției, alți experți din minister, secretari de stat, domnule, de mult noi vrem asta. De mult noi așteptăm ca această Academie să intre într-un regim de lucru corespunzător exigențelor profesiei, astfel încât de la intrarea în Academie să-l formăm pe tânărul viitor polițist într-un anumit fel, cu disciplina, cu munca, cu calitatea gen Academia Militară. Păi. Și se întâmplă ceva în sensul ăsta? Așa mi s-a părut. Da, am luat această decizie. O să propun legislație în acest sens. Deci Academia de Poliție se militarizează. Da, dar nu, să nu ne speriem acum de cuvântul militarizat, că, nu știu, se rezonează cu dictatură, cu absența nu, de... Nu, nu. Și în alte locuri în lumea asta, democratică, de ea vorbim, situația e la fel. Da, ați luat o decizie, nu știu cum să o numesc în momentul ăsta, nemai întâlnită până acum, un întreg inspectorat de poliție a fost desființat. Inspectoratul de la Constanța, da, a prezentat aseară raportul, cinci echipe de poliție, da, s-au lovit de cazul de la Mangalia înainte de producerea dezastrului. Niciuna dintre echipele care au intervenit nu au acționat conform legii. Acum, dacă ne spuneți că media la Poliția Rutieră Constanța este de mai puțin un an experiență, și înțelegem. Deci, nu e neapărat corupție acolo, este pur și simplu lipsă de experiență. Poate oamenii au avut și bunăvoință, dar asta e situația. Bun. Să nu se înțeleagă de către cetățenii județului Constanța sau polițiștii care activează în inspectorat și
care am tot respectul pentru cei care își fac treaba cum trebuie. Nu se întâmplă peste tot. Sunt sute de acțiuni operative zilnic și în rutier și în judiciar și așa mai departe. Și sunt rezultate, din păcate, umbrite de astfel de tragedii și de greșeli și neglijențe, cum s-a întâmplat în cazul Vama Veche. Acele au fost sancționate, trimise unde trebuie, la Comisia Disciplină, raportul la parchet, bun. Dar am spus, domnule, nu putem să ne oprim ca de atâtea alte dăți, doar la a sancționa pe cei care au greșit, a înlocui acolo niște oameni și cu asta mergem mai departe. Păi se întâmplă din nou dacă structural nu intervenim. Eu nu se înțelege că acum nu mai există inspectorat, l-am topit și până venim cu ceva nou, nu se mai face poliție în Constanța. Nici vorba de așa ceva, dar am și spus că va fi o echipă operativă acolo, nou management de conducere, care va asigura această tranziție prin această desfințare și reorganizare, înțeleg o regândire a întregii structuri organizatorice, în primul rând, care trebuie să fie raportată la realitatea din județul Constanța și e bine că începem de acolo, pentru că acolo e un județ foarte complex, ca și București, Ilfov, de exemplu. Gradul de criminalitate, provocările legate de infracționalitate sunt foarte mari. Găsim toate tipurile, dacă vreți, de la mici infracțiuni până la crimă organizată, trecând prin trafic de droguri, trafic de persoane, contrabandă, ai portul acolo, trafic de ființe umane, infracțiuni la regimul frontiere posibile, nu? Pentru că ești județ de graniță și avem o preocupare legată de combaterea migrației ilegale. E un județ strategic, nu are rost să vă explic de ce. Și extrem de important odată cu extragerea gazului din Marea Neagră. Gaz. Deci acolo începem să gândim și foarte rapid, nu știu, în două luni maxim, să punem în funcțiune o organizare care să fie adaptată perfect fenomenului. Concret, dacă traficul de droguri a crescut acolo, este evident că trebuie să ai o structură specializată, echipată corespunzător și cu oameni și cu resurse care să combată drogurile. Nu? De asemenea, complexitatea fenomenului. Evident că trebuie să ai un fel de a te organiza astfel când să integrezi informațiile care să trebuie. Și cel care efectuează contrabandă și cel care face lupta contra drogurilor și cel care face combaterea crimei organizate, pentru că toate se închid în cercul acela, dacă mă întrebați. După părerea mea, experiență și de la justiție și aici am ajuns la concluzia că toate aceste fenomene criminologice grave, adică infracțiunile grave, trafic de droguri, arme, persoane, trafic de ființe umane, da? Evaziune fiscală mare, contrabandă, violență gravă, sunt generate de o realitate criminologică, care se cheamă crima organizată, grupuri de infractori, organizații interlop, spuneți-le cum doriți dumneavoastră, care au început să lucreze organizat și nu de ieri de azi. Nu de ieri de azi. Lucrează de ani de zile organizat. Și lucrează... în fața lor sunt polițiști cu un an experiență. Da. Și atunci n-ai cum să câștigi acest război. Și atunci ce faci? Te reorganizezi, nu? Îți reorganizezi armata. Deci armata noastră în luptă cu infracționalitatea trebuie reorganizată, întărită, îmbunătățită. Nu e suficient doar să aduc oameni și pe front. Cum faceți asta? Deci, Vreau să strâng cei mai deștepți oameni în materie de combaterea criminalității din minister, din IGPR, din țară. Da? Poate să fie specialiști peste tot. Să ne așezăm la o masă rotundă. Cer expertiză de asemenea internațională la parteneri strategici. Să discutăm cu unul, doi, trei experți în structuri de combatere a criminalității. Eu aveți pe americani și pe francezi la cuvălnicelor. Avem mulți care pot, sunt gata să ajute. Da, să ne înțelegem, aveți și noi expertiza noastră. Vreau să vă spun că internațional asta este un paradox. N-a călcat în lumea asta nicăieri să nu aud de mulțumiri pentru modul în care polițiștii români cooperează în combaterea criminalității transfrontaliere. Nu a fost loc. Oriunde am fost, chiar și când eram ca ministru de justiție. Fiindcă lucrează în structuri din afară, structuri bine închise, la Interpol, la Europol, la zonele astea și sunt ofițeri oamenii care lucrează dedicați de la și bine pregătiți. Am fost acum în Austria. Păi nu primul, dar al doilea lucru pe care l-a spus ministrul austriac. Domnul Karner. Vă rog frumos să transmiteți poliției române și celor care o conduc din minister mulțumirile noastre pentru următoare 3-4 acum, operațiuni. Ați amintit de Austria, dar mă întorc imediat la IPJ. Venim și la...
ați amintit de asta. Ce a fost cu Schengen-ul? Ce a fost cu acea conferință de presă în care v-a spus că Austria va respinge România dacă hai va fi supus la vot în cazul Schengen? Ministrul Carnăr, ca și premierul Nehammer, au făcut succesiv declarații în acest sens în săptămânile anterioare. Deci nu era niciun secret pentru nimeni. Nu zic că le-au făcut ca să, mă rog, dea un semnal prealabil vizitei, domnule, asta e poziția noastră. Poate că una dintre ele, Carnăr, de aceea a făcut-o, în sensul că și-a poziționat decizia. În felul și-au schimbat decizia, că e o decizie luată anul trecut. Deci nu asta era elementul de noutate. N-a fost un element de noutate. Și atunci să pune întrebarea, domnule, dacă tot știe care e poziția, ce te-ai mai dus? Păi era absolut obligatoriu să mergem, domnule. Pentru că, odată, am preluat un mandat. Este absolut obligatoriu în codul diplomatic, dacă vreți, modul de lucru la nivelul consiliilor JAI, să te întâlnești cu colegii miniștri din alte țări. Am și făcut acest lucru cu cei care toți, nu sunt de acord. Am împărțit statele membre în două. Ce am putut să văd la JAI, că și acolo e timpul scurt, nu poți să-i vezi pe toți acolo, în marja JAI, da? Am făcut bilaterale acolo, cu ceilalți am discutat prin ambasadorilor de aici. Evident că pe ministrul Carnăr am dorit să-l văd direct și personal. Era absolut obligatoriu. De altfel, mi-am mulțumit și în conferința de presă și înăuntru de trei ori pentru acest lucru. Pentru că am înțeles care e mesajul. Adică am dat un semn că nu ne comportăm, eu știu, ca la grădiniță, avem o problemă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne vorbim. Cu atât mai mult trebuie să ne vorbim. Ăsta e al doilea motiv. Trebuie să-ți angajezi interlocutorul. Cu atât mai mult pe cel care ai un, hai să spunem, punct de vedere, care ai poziții diferite. E important să lucrez cu el. Trebuia să reașez de asemenea terenul de joc între ghilimele, în sensul că dorim să avem o atmosferă constructivă în aceste dezbateri. Schengen nu este un dosar, cum să spun, cu un singur capitol între miniștrii de interne. Și doresc să ieșim din paradigma și am și spus-o și la presă, și acolo, și aici, și în fața lui Carnăr. Și au agreat acest lucru. Ieșind din paradigma în care cineva vine, cere, celălalt refuză și după aia ne supărăm și mai stăm puțin și iar reluăm acest dialog care devine unul al surzilor. Și să intrăm într-o paradigmă constructivă în care să facem eforturi să ne înțelegem unul pe celălalt și unii pe ceilalți. Eu pot să înțeleg și temerile Austriei legate de migrație ilegală. Și am dat semnale în acest sens. Dar în același timp și Austria trebuie să facă efortul să înțeleagă că problema nu vine de la România. Nu mi se pare că dânsii fac vreun ba da, în sensul că au spus-o clar prima dată. A scăpat poate acest lucru. A spus-o și în ședință, a spus-o și la conferința de presă. Noi nu cu România avem o problemă. România a coborât cifrele la migrație. România ne-a cerut expertiză. Noi avem o anumită procedură la respingerea cererilor de azil, care a fost automatizată, ca să spun așa, și cu cererea de returnare, decizia de returnare a azilantului care a făcut o cerere de azil și a fost respinsă, pe care o vrea și Austria, ne-a cerut-o în ședință. Deci este recunoscut. E o mare diferență anul trecut să spunea avem o problemă cu migrația în România. Nu mai există acest subiect. Da. Grație eforturilor din teren, pe care le-au făcut polițiștii români de frontieră, jandarmii, poliția judiciară și așa mai departe, un efort concertat aici. Cifrele au scăzut. Au fost implementate proceduri, există planuri de acțiune comune. Asta cu migrația, o secundă, e o mare diferență. E un pretext? Ajungem și acum. Haideți. Da? Bun. Deci, s-a făcut un pas înainte. Și în conferință de presă și în Carnăr a spus, nu cu România avem probleme. Ei au o problemă cu Comisia Europeană. Da? E un pretext sau nu e un pretext, asta trebuie să-l dezlușească și Comisia Europeană cu Austria. Cert este că România aici este victimă colaterală. Asta este adevăr. Este, așa da. Spunem și noi. Deci, Moscova a simțit umbra rece a Moscovei la Viena? Nu știu. Mă depășește acest răspuns. Poate să-l dea alții, dar eu nu pot să-l dau. Cert e că la nivelul ministrului de interne, austriac-român, trebuie să facem două lucruri. Sau poate mai multe, două, dar două, trei esențiale. Unu, să avem un dialog. Și să-l avem sincer și cu cărțile pe masă. Ceea ce s-a întâmplat. Acest dialog să fie unul eliberat de orice fel de, cum să spun, subiectivisme și resentimente. Rece, calm, asta e diplomație. Fără invective, fără insulte, fără trântiri și, eu știu, alte gesturi. Și care ați avut un astfel de dialog, da, cu ministrul Carnăr. Corect. Am evocat, de asemenea, interesele economice pe care le au dânsii și la noi. Cum avem și noi.
ca dânsii să aibă la noi. Că eu am trăit și vremurile de acum 20 de ani, 30 de ani, în care pe aici, în țară, toată lumea spunea să vină investiții străine, să vină investiții străine. Acum, felul în care s-au implementat și cine, cum a hotărât să se facă, e altă discuție. Dar există aceste investiții. Avem proiectul Neptun Deep, care e foarte important. Și sunt foarte interesați ca această relație să decurgă normal. Ca această relație între țări să decurgă normal. Tocmai de asta n-am business-ul înțeles austriac, opoziția austriei. Business-ul austriac este... Sprijină intrarea României în Schengen, în mod paradoxal, da. Nu, în mod logic, nu paradoxal, pentru că au tot interesul ca noi să fim acolo. Toată lumea va prospera. Ei vorbesc cu ambasada Austriei la București și îi transmit excelenței sale că e în interesul investitorilor austrieci ca România să intre în Schengen. Ambasada sigur transmite acest mesaj la Viena. Viena, că de asta spun că e paradoxal, zice nu. Aia da, e paradoxal. Poziția nu a business-ului austriac. Nu, nu. Business-ul austriac vrea ca Viena România... spune nu, hai să fim foarte preciși. Partea cea mai importantă, cea Viena. Care conduce Viena. Doar da. Premierul nu, și presa austriacă e de partea României. Presa austriacă e de partea României. Mai mult, ca să termin cu lista motivelor pentru care era absolut necesar să mă întâlnesc cu ministrul Carnar. Noi avem nevoie și de sprijinul celorlalte țări membre. Partenere din cadrul Uniunii Europene. Nu poți să menții acest sprijin dacă ai o atitudine diplomatică incorrectă, greșită. Cu alte cuvinte, cu cât vorbesc mai mult cu partea austriacă, cu cât explic mai mult, cu cât pledez mai mult, cu cât arăt mai mult, cu cifre, cu date, că noi ne facem treabă în materie de combatere a migrației ilegale, cu atât sprijinul meu la celelalte state membre se consolidează. Dacă eu adopt o atitudine de respingere, doar ca să nu fiu criticat în țară că mă duc să fiu refuzat acolo, că nu asta este schema, nu asta e paradigma de discuție. Ceilalți miniștri, celelalte state membre, se uită puțin ciudat. Deci, nu, adică nu e acceptat în Uniunea Europeană să nu discuți o țară cu alta, un ministru cu altul, doar pentru că ai o neînțelegere pe un anumit subiect. Nu asta este poziția corectă. Poziția corectă e una constructivă și de muncă pe rezultate. Cu ceea ce și facem. Dialogul este cheia. Dar e asta... un pas, e o primă întâlnire. Nu? Să ne întoarcem... Și oricum, vă spuneam că e un dosar multifacetat aici, multietajat. Nu doar de interne. Schengen este un dosar și economic, dacă vreți, un dosar cu valențe geopolitice. Sigur că da. Schimbă foarte multe lucruri. Se discută și se hotărăște la mai multe inclusiv etaje. Inclusiv PIB-ul României și business-ul în România. Da. Care oricum va suferi o lovitură groaznică dacă guvernul dumneavoastră majorează taxele și impozitele. O să transmit premierului Ciolacu. Vă rog, da. Vă rog să transmiteți acest lucru, vă mulțumesc. Noastră în calitate de vicepremier al guvernului. Dar știu că nu doriți majorarea de taxe și impozite. Partidul noastră se caută soluții de către tot guvernul astfel încât să avem cea mai bună. Să ne întoarcem. A fost de foarte bun tot guvernul se caută. Acest roundabout la da, să ne întoarcem. Schengen. Cum vedeți reforma poliției din România? IPJ va fi, IPJ Constanța va fi un pilot? Da, așa am gândit-o și după ce am elaborat, hai să spun, s-a construit încet în mintea mea această idee, tot discutând de două luni și vizitând și alte IPJ-uri și citind tot felul de rapoarte. Am dat seama că e foarte greu să pleci simultan în toată țara cu un astfel de efort. Asta înseamnă că neglijăm restul IPJ-urilor. Ieri am mai făcut niște propuneri și solicitări. Am cerut șefului IGPR să convoace Consiliul Superior, potrivit legii, mă rog, poate nu să știe de toată lumea, dar în IGPR funcționează un Consiliu Superior din care fac parte structurile din IGPR și din Corpul Polițiștilor. Și să facă o verificare a fiecărui inspectorat, să uite puțin la toate inspectorate, să vedem unde avem problemele cele mai mari, de personal, de disciplină, de calitatea muncii, reclamații din partea cetățenilor, de integritate. Eu știu tot ce poate însemna o problemă. De asemenea, în toate județele funcționează autorități teritoriale de ordine publică. Ce sunt aceste autorități? Niște foruri în care participă șefii poliției locale, dar și reprezentanți ai autorităților locale, de la Consiliul Județean până la primărie. Reprezentanți desemnat. La fel, similar la nivelul municipiului București. Da? Bun. Ce fac ei acolo? Păi am văzut în lege, citind legea, anual trebuie să publice un raport cu privire la eficiența poliției locale. Ați auzit vreo autoritate teritorială de ordine publică spunând la noi poliția nu funcționează?
La noi poliția n-are, n-are, nu are. Am auzit cetățenii și eu sunt unul dintre ei. Și atunci eu auzind cetățenii și văzând că totuși sunt niște pârghii care nu au fost, pe care nu s-a apăsat până acum, încep să apăs pe aceste pârghii. Și am cerut ieri public acestor autorități să se întrunească, să scaneze și ele care e situația în fiecare teritoriu. Să facă acel raport, să-l dea publicității. E text de lege. Deci nu mai spun eu. E text de lege. Eu doar am pus degetul pe el. Și am spus public. Hai să aplicăm acest text deci, de lege. Deci stați puțin ca să... Deci mobilizez... Precizăm mai mult pentru telespectatorii și există text de lege prin care poliția locală trebuie să prezinte anual... Autoritățile teritoriale de ordine primarele. Publică locale prin... Deci acel for care e compus din poliție, dacă vreți, simplificând poliția locală și autoritatea publică locală. Adică primarele. Stau acolo la masă și spun, domnule, cum merge poliția noastră? Așa, facem un raport și îl punem, îl dăm publicități. Și eu am cerut să fac acest raport mai repede. Și acum la zi, până acum nu s-a făcut, deși e lege. Eu nu știu dacă s-a făcut sau nu, dar n-am, cum știu, sunt de 2 luni la minister, n-am primit niciun telefon. Ba, pot să spun că, hai să zic, au fost 2-3 prefecți care au zis, domnule, trebuie să veniți și pe aici să vă uitați un pic, că nu prea e în regulă. Da? Au fost în zi. Poliția locală e coordonată de Poliția Națională? Nu, noi vorbim de Poliția Locală acum. Noi vorbim de toată poliția de acolo. Și tot ce înseamnă poliția care e coordonată și de Poliția Națională de și cea locală. Și eu vreau să se uite la tot ce înseamnă acolo poliție. Și să ne spună care e situația. Și de asta am realizat că trebuie să începem de la un proiect pilot pe care să ne concentrăm, să-l echipăm. Premierul a spus acum 2 săptămâni că va susține acest lucru, logistic, guvernul. Și să facem, dacă vreți, un proiect pilot, un model, dacă vreți, de organizare pe care să-l putem replica și în alte județe, adaptat la situația din județul respectiv. Că, de exemplu, dacă în Constanța eu am, o să ajungem la concluzia cu o anumită unitate de combatere a crimei organizate sau de drogurilor, deci să aibă o anumită dimensiune, nu înseamnă că la fel vom opera și în alt județ, unde poate nu, aveți nu avem aceeași problemă de droguri sau exact. Da. Dar un model, un tipar care să fie folosit în aceste măsuri de reformă care vor continua și poate, nu poate, sigur vor continua mulți ani de zile de acum înainte, pentru că nu poți să repari într-un an și jumătate ce s-a acumulat în 30 de ani, da? Vor fi mulți miniștri care, sper eu, vor continua această... Pentru completarea necesarului de personal în poliție. Oameni care aici, trebuie să iasă pe stradă. Aici este o problemă, pentru că nu văd cum în acest moment să spunem, domnule, nu mai folosim sursa deschisă, dar trebuie totuși gândit altceva. Adică odată că optat în sistem, trebuie să intre într-un soi de program de pregătire profesională mai accentuat. Trebuie să gândim și să reușim cumva și la Parlament să facem acel ghid al carierei. Adică sunt multe măsuri care să conducă la schimbarea comportamentului și a calității profesionale. Aveți și o problemă aici, într-adevăr, de performanță individuală. Pentru că oricâte măsuri am văzut și genul ăsta de critici și sunt corecte nu în sensul de critică, ci de observație. Da, domnule, vezi la măsura aia, e la altă cu tare, nu știu ce. Dar până la urmă tot omul aplică. E adevărat. Dacă vreți ca la o echipă de fotbal, ca să simplific. Poți să faci stadion, poți să iei echipament, poți să iei de toate, da? Drepturi de televiziune, aduci și antrenor dacă e nevoie. Dacă jucătorul nu stă în ghete, tot nu merge treaba, da? Putem replica aceste, mă rog, raționament orice tip de exemplu, da? Un pilot de Formula 1, poți să-i dai cea mai bună mașină. Dacă pilotul nu e bun, în cât nu. Timp estimați că și atunci va fi acest comportament, iertați-mă, că e important să duc, o nouă etică a muncii, o nouă abordare față de misiunea lor socială, trebuie clădit, cum să spun, printr-o pregătire, dacă vreți, și psihologică. Trebuie să muncim și asta trebuie să facem de la nivelul ministerului, dar și la nivelul condițiilor inspectoratului al IGPR-ului. Să reinsuflăm polițistului acea mândrie de a fi polițist. Până la urmă nu înțeleg de ce un polițist preferă și să stea drept în fața unui interlop în loc să stea drept în fața cetățeanului și să fie respectat și ajutat de cetățean. Fiindcă interlopul recompensează. Bun, dar dincolo de aceasta ajungem și la altă problemă, da? Cu suportul pe care statul trebuie să-l dea prin salarii și un regim, un statut adecvat profesie. Dar când îți alegi această misiune, această meserie de a servi legea, nu poți să o măsori în bani. Sau doar în bani. Sigur că e absolut necesar să ai un venit
care să compenseze, da, un venit care să onoreze. De acord, de acord, și cu pensia. Niciodată nu o să poți să plătești cu un polițist mai, la nivelul la care poți să... Și cu pensia mai bunicică pe care trebuie să o aibă apoi un polițist. Dar timpul până la care ajunge la pensie, vă gândiți să-l prelungiți? Că dacă iese din sistem după 15 ani de muncă, da, e deficitul ăsta de polițist. Ce simți nevoia să mă împingeți în tema fiindcă sunt muncii? Care trebuia rezolvată de anul trecut. Asta e o mare problemă, într-adevăr. Faptul că încă nu avem legea salarizării și legea privind pensiile rezolvată. Și uite, am umblat recent, am discutat cu un aparținător al unui pompier și a ridicat această problemă. E o meserie grea, și aceea de polițist, și aceea de jandarm, și polițist de frontieră, și de pompier salvator și așa mai departe, mai ales de pompier salvator în momente critice. Vă știți că și polițiștii trec prin momente limită, da? Și cred că ar trebui, să prioritizăm și aceste comenzi sociale, că societatea are nevoie acum de lege și ordine, da? Deci are nevoie de acest aparat, e normal, trebuie să investească în acest aparat. Și nu doar să le cumpere drag teste și bastoane și mașini. Bineînțeles. Ci trebuie să aibă grijă și de statutul lor. Pentru că, așa cum ați bine spus, dacă vrem să avem un polițist profesionist, trebuie să facem toate aceste lucruri, organizare, echipare, etc., plus un salariu adecvat. În cât timp credeți că va fi gata pilotul din Constanța? Păi, și spus, cât va urma perioada asta de testare? Această schemă de organizare nu trebuie să ne ia mai mult de 45-60 de zile să o gândim. Adică nu e totuși, cum să spun, rocket science, cum să spun. Da? E ceva sofisticat, dar nu este ceva de nepătruns aici. Sunt experți care sunt convins că oricând poate să facă o scanare, dar nu le-a cerut nimeni probabil asta. O scanare a ce se întâmplă la zi în Constanța, ce dimensiune au, cum sunt structurate și forțele și așa mai departe. Poliția să gândească acest pilot sau mergeți și la universități, nu știu. Stați, că nu scriem tratate de poliție aici. Nu, aici este o chestiune practică, de-aia am și spus ieri. Eu nu văd această reformă. Nu e ca la justiție, unde începi puțin de la concept și mergi către aplicarea lui în practică. Aici vreau să plecăm de la realitatea din teren. Realitatea din teren. Domnule Cătălin, măsuri adresate realității din teren. Singurul ministru al ultimilor cabinete și cred că singurul din mandatele lui Iohannis care a spus pe masă o realizare concretă ca ministru al justiției. Ați ridicat MCV-ul, impus României din 2007, 1 ianuarie, atunci când a intrat țara în European. Dar la justiție ați lucrat cu oameni care, nu vreau să jignesc pe nimeni, mulți dintre ei sunt foarte știutori de carte. Că asta e profesia. Deci nu știu să mânăiască pistolul, nu știu să bată, nu, e altă profesie. La interne, cum să spun, aveți de-a face cu oameni care vin din sursă externă, pregătiți câteva luni de zile, aruncați în stradă și au 9 luni experiență. Acum chiar am înțeles din ce mi-ați spus de ce l-a prins cu droguri și l-a lăsat să plece. Polițistul ăla, presupun foarte tânăr, nu a știut ce să facă, nici nu merită sancționat, merita pregătit mai bine, dar nu sancționat în chestiunea asta. Bun. Deci, stați puțin, vă rog. Că v-ați dus în multe direcții. Păi, deci, în primul rând, nu trebuie judecată întreaga poliție română prin prisma unui singur caz, și anume unul nefericit. Eu știu că în materie de ordine publică, nereușitele sau greșelile să văd imediat, între ele costă integritatea omului, costă viața omului. Dar în același timp eu nu vreau să ignor munca a 63.000 de oameni care au făcut numai din 30 iunie până în 23 august 400 de operațiuni pe zi. Eu vă dau cifre. 400 de operațiuni pe zi. Au făcut 33.000 de acțiuni în materie de combatere în general. Da. Sunt 22.000 de sancțiuni aplicate pe tip de infracțiune. 1.600.000 de contravenții constatate. 31 de clanuri desfințate. 500 de kilograme de droguri capturate. 834 de interlopi trimiși în judecată. V-ați gândit vreodată? Penale. Deci, asta e un aspect. V-ați gândit vreodată că imaginea atât de proastă a poliției se datorează în primul rând comportamentului poliției rutiere?
care îi lasă pe drogați să plece și comit mici abuzuri. Domnule, în trafic. Încă o dată, în poliția rutieră s-au făcut anul ăsta 33.000 de acțiuni, cu 10% mai mult decât anul trecut. Cu rezultat, realizați ce înseamnă asta, 22.000 de sesizări penale, realizați ce fenomen de nesupunere față de lege pe drumuri avem. 22.000 la 33.000 de acțiuni de control, 1.600.000 de contravenții, 140.000 de permise ridicate. Asta înseamnă că pur și simplu, nu știu, un procent important din cei care circulă pe drumurile publice ignoră pur și simplu legea. Deci nu vreau să trecem totul în umbră, nu vreau să trecem peste munca acestor oameni, pentru că nici în materie de justiție nu poți să judeci justiția numai după o eroare judiciară. Că sunt și erori judiciare, sunteți cum bine știți. Sunteți în această formulă, justiție și internet. Doar o întrebare scurtă. Nu, cum apreciați decizia unui procuror? Acum 48 de ore, o șoferiță drogată a omorât o fetiță de 3 ani care se juca în fața casei. Poliția a luat-o pe șoferiță, a dus-o în fața magistraților și magistrații au lăsat-o în Irațional. Da. Vă mulțumesc. Bun. Ați ridicat însă un aspect pe care nu vreau să-l las, așa cum... Dumneavoastră ați întrebat, nu ați afirmat. Există mai multe tipuri de inteligență. Există inteligență emoțională, abstractă, inteligență operativă și așa mai departe. Citit recent chiar o carte pe tema asta, cu tipurile de inteligență. Există aceeași, dacă vreți, abordare de nivel intelectual și la nivelul Ministerului Interne, cum e și la nivelul Ministerului Justiție. Cum că cele două munci diferă. Acolo e mai mult abstract și lucrurile se desfășoară mai lent. Aici este mai mult operativ, dinamic, reacția trebuie să fie mai rapidă. Ați vă închipuiți că pentru a face act polițienesc nu-ți trebuie carte, nu-ți trebuie minte. Și asta cred că e de la sine înțeles. În plus, realitatea arată, nu? Că cel puțin, eu cum am vorbit și am interacționat cu oameni, hiperinteligență. Și în Ministerul de Interne, ca și Ministerul de Justiție. Și la centru și în teren. Și în străinătate, dacă veți interacționa cu oameni care lucrează în poliție, veți vedea că au un nivel de echipare intelectuală adecvat. Să știți că și eu am interacționat cu astfel de oameni. Bun. Așa mi-aduc aminte de Vulpea și de alți importanți din poliția română. Recent, acum m-aș bucura dacă mi-ați mai prezenta astfel de oameni. Bine, o să vă-i prezint. Mulțumesc. Dar, haideți să revenim puțin la ce urmează să facem. E un program lung, nu se rezolvă de zi pe alta, dar în niciun caz nu vreau să o, cum să spun, să trenăm și să rămânem la stadiu de vorbe. Și cred că cei care deja am interacționat în minister s-au lămurit că nu am venit doar să vorbesc pe acolo. Indiferent cât e mandatul, de lung sau de scurt, fiecare zi trebuie să fac ceva. Simțiți în plus că aveți sprijinul primului ministru? Da. Deci inclusiv la angajarea de oameni, că se desfințează 200.000 de posturi neocupate. Sper că nu se desfințează de la poliție. Bă, și eu sper acest lucru, dar asta e o discuție care urmează să fie făcută. În orice caz, dacă vreți, la nivel politic discutăm acum. Da? Deci să ne stabilim niște priorități. Deci dacă asta e o problemă, și eu spun că e o problemă, și eu spun nu doar că am ministru de interne, eu spun că a fost ministru de justiție, am văzut-o de acolo. Dacă aplicarea legii în stradă, siguranța și ordinea publică sunt teme de interes, de actualitate, atunci trebuie să fie prioritar și aparatul care se ocupă de el. E simplu ca bună ziua. Altfel nu vom avea rezultat. Și da, trebuie acordat acum atenție acestui domeniu. Așa cum, dacă vreți, imediat după aderare în Uniunea Europeană s-a acordat atenție justiției și s-au pus la punct totuși niște lucruri pe aici pe acolo. E adevărat. Departe de mine de a spune că merge totul perfect și tot din cauza acelei pregătiri profesionale poate lucrurile șchioapătă în continuare, dar totuși justiția noastră nu e aceeași de acum 20 ceva de ani. Ceva s-a schimbat, că ați ceva ridicat MCV-ul, adică aici... Da, și să nu credeți că a fost doar o muncă de un an de zile, a fost o muncă de mai mulți ani și nici gratuit n-a venit. Adică totuși n-am nicio îndoială că s-a întâmplat o șoc, era un mijloc de presiune. Acum, după părerea mea, urgența este ordinea publică, siguranța cetățeanului, combaterea crimei organizate, droguri, trafic de persoane, migrație ilegală. Asta sunt va fi metabolizată și de astea premierul Marcel Ciolacu, probabil. Eu sper că da, în orice caz o să dezvolt toate
toate capacitățile mele de a explica, de a pleda, de a argumenta. Nu, e un om înțelept și înțelegător. Ca să impunem atenție și sprijin aici. N-avem motiv să credem altceva, să-l vedem cu taxele și impozitele pe domnul Ciolacu. Deci, vreau să vă întreb. Dacă vrem poliție, trebuie să investim în poliție. Nu, vrem poliție. Bun, ok. Eu sunt gata să cooperez cu dumneavoastră și cu oricine. Deci, în momentul în care 2 din 10 copii din țara asta sunt deja consumatori de droguri, îți dă în cap pe stradă, nu știi dacă poliția e mai infractoare decât infractorul fără uniformă Și această imagine trebuie schimbată, că nu e nici complet, cum să spun, acord cu realitatea, dar sunt zone în care într-adevăr e mai greu să distingi între poliție și infractor, că doar îl distingi când are uniformă. Partea sau vestea bună este că filonul important, filonul principal, majoritatea oamenilor de acolo vor și ei poliție. Vor și ei respect, vor dotări, vor organizare modernă, vor o conducere în direcția potrivită. Polițiștii de bună credință, asta vor să recâștige acea putere în sensul bun pe care polițistul trebuie să o aibă. Și respect. Și respectul cetățeanului. Ministru, deci în toată lumea, poliția sau majoritatea statelor, că înțeleg că Franța are cam aceeași atitudine ca România, dar în majoritatea statelor, polițistul e un erou. Da. Deci îl privești cu respect ca pe medic, sau pe preot. Da. Te liniștești, a venit poliția, sunt bine, nu știu ce. E, la noi nu e așa, nu aștept tot, să-mi dispară portofelul. Dar acolo trebuie să ajungem. Da, absolut. Domnule ministru, care este starea de sănătate a salvatorilor care au intervenit la Crevedia? Bun, am vizitat împreună cu premierul, chiar imediat după accident și a doua zi. Bun, starea e bună. Cei care au rămas, deci nu este nimeni în pericol de a deceda dintre salvatori. Ce am văzut eu în spital, nu. Acum l-a zis, sigur că medicii trebuie să ne spună ce și cum, dar noi am stat de vorbă câțiva și știți ce m-a uimit acolo foarte mult? Atitudinea lor. Adică am stat de vorbă cu câțiva. Cu pompierii. Da. Și spuneau, domnule, când intrăm în meseria asta, toți știm că la un moment dat s-ar putea să ne întâlnim cu astfel de situații. Și cu toate acestea, acum m-aș întoarce acolo, îmi spuneam. În sigur, echipa poate lor. Nu la fel de elaborat cum o spun eu acum, că noi stăm aici, liniștiți, oamenii erau după șoc, dar astea erau cuvintele, adică nu, eu nu pun cuvinte în altele, doar că le asamblez puțin altfel. Dar în fraze simple, scurte, oamenii spuneau, acum aș duce acolo. Știm că se poate întâmpla oricum. Și vreau să vă mai spun ceva. Pot fi verificat, premierul era lângă mine, plus echipa dânsului de comunicare și, mă rog, cei din salon, doctorii. La Bagdasar, nu mai știu exact în ce rezervă, cred că a treia rezervă pe stânga, pe culoare, cum am intrat, era un pompier salvator. Nu ne-a spus numele, dar avea un tatuaj aici pe umăr și spunea, domnule, dacă nu venea domnul Arafat acolo, este altfel decât să spune că oamenii văzuseră la televizor și erau amărâți, lucrurile puteau fi și mai rău. Da? Deci, oamenii care știu meseria, înțeleg și apreciază meseria. Da, asta este o informație de primă mărime. Am susținut același lucru. Deci oamenii din stradă de acolo, ei știu mai bine. Că intervenția doctorului Arafat... Mici pe departe ne-a fost de a strica lucruri sau așa. Bineînțeles, a fost binevenită. Bun. Și și-a păstrat acolo atribuția, adică n-a făcut nimic în plus din ce se spune. Adică, totuși trebuie să se dea crezare și celor care se ocupă. Adică tot timpul suntem puși la îndoială... că se face sau nu se face, există bună intenție și există și expertize și la nivelul Ministerului de Interne, cum și la nivelul altor ministere. Să fac presiune asupra dumneavoastră pentru a-l schimba pe doctor Arafat. Nu. Slavă Domnului! Nu. Fiindcă este unul dintre oamenii care au realizat ceva în țara asta. Nu am simțit acest lucru și nu văd care ar fi motivele. Oricum, i-am spus dânsului, una e una, alta și publicul trebuie informat. Și va face această informare când totul se va finaliza ca nivel de procedură și așa cum știu, fiți sigur că dacă ceva a fost în neregulă acolo, va spune dânsul. Va spune dânsul cu subiect și predicat. Deci ne așteptăm ca în curând doctor Arafat foarte să facă rapid o conferință de presă în legătură cu... În informare cu evaluarea compa. Așa cum am făcut eu pe cazul Constanța, când am spus acum câteva zile, domnule, aveți, dați-mi 3, 4, 5 zile, 7 maxim, până că nu depindea nici de mine, trebuie să termine raportul și după aceea să fac prezentarea. Între timp, sigur că eu am gândit la aceste măsuri, care erau un studiu de mai demult, dacă vreți să vă spun sincer.
La fel și pe cazul ăsta se va face această informare. Dar eu am vrut, că m-ați întrebat de salvatori, să vă dau o informație de acolo, de la filul ierbii, de la ei. Poate... De la oamenii care spuneau ne place această meserie, o iubim, acum ne-am întoarce la loc. Un alt predicat a fost că pompierii n-au fost bine echipați. Poate fi adevărat. Am întrebat și asta. Da. Am întrebat și asta. Și un pompier mi-a explicat că aveam mâinile și am spus de ce n-ai avut mânuși sau de... Și a zis, nu, domnul ministru, da. Sunt momente, mai ales vara, în care datorită din cauza temperaturii, transpiră mâinile în mânuși și le mai dai jos, n-ai ce vrea. Adică omul a recunoscut. Le-am mai dat jos să ne ștergem pe mâini, să mai stăm puțin fără el. Dacă pe el l-a prins în momentul la explozia cu fără mânuși, da, el mi-a explicat ce se întâmplă. Ei știu cum să ferească. Primul lucru pe care îl fac, eu spun, duc mâinile pe față să-și protejeze căile respiratorii, implicit și față. Dar căile respiratorii sunt importante. Și atunci au deliberat, dacă vreți, și au expus mâinile. Dacă n-au mai avut timp să-și pună mânușile, dar nu că n-au avut mânuși, au avut mânuși. Da. Foarte interesant. Și asta trebuie raportat la împrejurările din teren. Așa poți să judeci foarte simplu, birocratic, stând pe scaun și uitându-te pe niște hârtii. Ce scrie aici? Scrie că pompierul trebuie să țină mânușile mâini permanent. Bun. Nu poate să le țină la 45 de grade. A avut mânuși. Deci cine devine? Ele devine că și le-a dat jos. Dom'le, dacă te uiți pe hârtie, poți să spui așa e. Și acum ce să faci? Te duci să-l sancționezi? Dom'le, el își risca viața acolo. E absurd. Și a spus, îmi dau și eu 15 secunde mânușile jos, ca să înlac de... Că ce să facem? 45 de... Nu s-au inventat mânușe care să aibă și răcitor înăuntru. N-au nici încă americanii, nu. Nici încă francezii treaba asta, da? Bun. Bun. Asta a fost. Asta e vorba... Totul nu ia de acolo. Asta e riscul meserii. Atunci poate fi tratat. Adică omul și-a pus mâna la față, evident s-a întors, s-a culcat la pământ, cu mâna să-și protejeze, că să nu tragă aer fierbinte în interior, nu? Că atunci e periculos să-și distrugă căile respiratorii. A știut ce a făcut, dar și-a expus mâinile și a avut... Și poate fi tratat, adică... Da, da. Pe era, nu înțelegeți cum îmi spunea să termin cu astea, vreau să mă întorc înapoi. Asta e mentalitate de profesionism. Jos pălăria. Deci, eu nu sunt ușor de impresionat, dar credeți-mă, stăteau să-mi dea lacrimi. Să vezi un om care în spital spune, știu, asta e meseria mea, e riscantă, ne-am făcut treaba, toată lumea și-a făcut treaba, șefii noștri și-au făcut treaba, vreau să scap de asta, să mă întorc acum înapoi, dacă aș putea. Vedeți ce înseamnă imaginea? Nu exagerez cu nimic. Deci, repet, eu am martori, erau doctori, puteți să verificați la Bagdasar, nu. Ce doctori, cine vrea, colegii noastre. Nu floresc, nu exagerez, nu mint. Era lângă mine premierul, era echipa dânsului de comunicare și doctori erau acolo. Deci nici asta ne spuneau pompierii salvați. Ca pompierii să-și fi pierdut încrederea în doctor Arafat sau lucruri de genul ăsta. Ne așteptam la acest lucru. Știți ce efect are asupra... Adică e bine, oamenii spun, de ce să duc domnule să-și facă? Nu ne-am dus domnule să ne facem imagini. În primul că e bine și pentru ei să vadă că ne pasă. E fișa postului unui operator politic. Dar nu va condamna nimeni ca să fie la patul celor răniți. Da, vreau să vă mai spun și altceva. Știți ce impact are asupra ta o astfel de interacțiune? Te obligă. Te obligă mai mult. Sigur că da. Sigur adică că da. Să vezi pleci grijă. De acolo încărcat și mai mult de dorința de a face în ceea ce ai de făcut puțin mai mult măcar pentru ei. Da, fiindcă da? Într-o clisă din asta a statului român care s-a topit, măcar ai câțiva oameni care ar putea să renască statul. Dacă am putea să transferăm, știți, nu știu dacă e foarte corect românești, dar îmi place să spun așa, păsarea, să-ți pese în toate structurile aparatului de stat, lucrurile s-au schimbat peste noapte. Poate... Cu salariile astea, cu dotările care sunt. Dom'le, să ne pese din nou. Poate 30 de ani președinte. Ne-au păsat prea puțin pentru față de statul ăsta. Poate un viitor președinte cu un guvern și un parlament. Nu știu dacă ține de președinte sau nu, ține de fiecare reforma statului. Fiecare slujbaș al statului. Nu spune slujbaș al statului, care de fapt slujbaș al cetățeanului. Dar cel mai frumos cuvânt e servitor public. Minister în limba latină, știți ce înseamnă? Da. Servitor. Da. În limba latină, minister, ministru înseamnă
viitor. Da, deci, ați spus ca ministru nu ești decât un servitor. Și fiecare operator din administrație la nivelul lui este un servitor. Al cui? Acelui care plătește taxa și impozit. Doamne ajută! De acolo vin banii. Domnule vicepremier, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. A trecut pe nesimțite. Vă așteptăm în continuare cu vești. Stimați telespectatori, a fost un interviu eveniment cu vicepremierul și ministrul de interne, domnul Cătălin Predoiu. Multe lucruri. Sunt convins că o să urmăriți știrile pe care le-au dat deja colegii mei. Încă o dată vă mulțumim. Dumneavoastră rămâneți alături de emisiunile noastre. Urmează o conferință cu totul și cu totul specială, moderată de directorul nostru, domnul Valvăcu. Pe cuvânt.